la Sens Direct, iată-ne din nou în fața unei ediții speciale. Timp de mai puțin de o oră o să avem prilejul să discutăm despre jurnalism, despre ce înseamnă Consiliul Național al Audiovizualului, cum se monitorizează cele două instituții, presa, respectiv CNA, una pe cealaltă, despre multe lucruri care sper să vă intereseze și sunt convins că o să vă intereseze, pentru că presa este, după cum știți, sau ar trebui să fie, ne mai gândim aici, câinele de pază al democrației, și dacă spunem că trăim într-o democrație, trebuie să avem grijă și de presă, dar și de instituțiile care se ocupă ca ea să fie din ce în ce mai salubră. O să vedem însă și cât de salubră este presa, o să vedem și multe alte lucruri interesante. Alături de mine, în această după-amiază, domnul Radu Herjeu. Bună seara, bine ați venit. Domnul Herjeu este de 5 luni și puțin membru al CNA, al Consiliului Național al Audiovizualului, dar de bună seamă, prieteni, îl cunoașteți pe domnul Herjeu de la televizor, cum se spune. Domnia sa a fost ani și ani de zile realizator de emisiuni, de talk show-uri, a fost prezentator de știri, a fost, înțeleg, și editor, a făcut în general presă de televiziune, după ce înainte a lucrat și în presa scrisă, așa cum și-a de bine oricărui jurnalist care trebuie să parcurgă niște etape. Domnule Herjeu, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această după-amiază. Eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt aici. În calitatea mea de membru CNA, dar și în calitatea mea de jurnalist interesat de ceea ce se întâmplă în televiziune în afara celor centrale. Da. Am în față un CV al dumneavoastră foarte bogat, într-adevăr. Se vede aici unde ați lucrat, la o mulțime de televiziuni. Sunteți, ați cochetat și cu presa scrisă, iată Jurnalul Național și Privirea, doar două dintre, și Curierul Național. Sunteți la bază, însă, ați făcut facultatea de chimie, deci chimist, fizician chimist, să zic așa. După profesor care, de chimie, nu, profesor, că am făcut parte din universitate, deci ar fi trebuit să fiu profesor. Așa, după care ați absolvit mai multe cursuri și ați devenit și lector la în jurnalism, da? La Facultatea de Jurnalism și Filozofie Spiru Haret, din 1999 și până în 2003, și nu în cele din urmă ați cochetat cu poezia, ați înveți numeroase volume scoase la un an, doi, începând din 97 și până prin 2006 când v-ați oprit, ați scris poezie, o mulțime de volume. Bun. Cum se împacă toate aceste chestiuni? Deci, chimist, jurnalist și poet. Și eu sunt jurnalist de vreo câțiva ani și nu-mi vine să scriu poezie, dumneavoastră, cum mi se întâmplă sau cum vi s-a întâmplat. Nu, chimia, am vrut să fiu profesor. Da. Am vrut să fiu profesor și mi-a plăcut chimia în liceu. Sigur, inițial am dat la medicină și n-am intrat. Dacă tot am învățat chimie și fizică pentru medicină, alegerea drumului după aceea a fost foarte simplu de făcut. Între timp a venit Revoluția. Lucrurile s-au schimbat. Mulți ingineri au... Să fii profesor după Revoluție în București era aproape imposibil, pentru că pe vremea aceea nu fugeau toți de profesia aceasta, din potrivă. Da. Ca să se elibereze un post în București trebuia să aștepți foarte mult, trebuia să fi terminat cu notă foarte mare facultatea sau să ai pile foarte mari. Nu mi s-a întâmplat niciunul dintre lucrurile acestea. Așa am ajuns prima dată la Radio Total, după care Antena 1, și de acolo am intrat pe un făgaș pe care nu mi l-am imaginat niciodată. Poezie e simplu. Poezie scriam de mult, din liceu. Poezie. Eu nu îi spun poezie, care înseamnă să mă consider eu poet. Hai să le spun versuri, gânduri. Bun. Eu cam așa le spun. Le-am scris și la un dat ce mi-a spus, dar de ce nu scos tu o carte? Și așa s-a întâmplat. Iarăi. Să scot. Așa s-a întâmplat cu teatru. Am scris teatru, la fel am scos o carte pentru că am vrut să rămână. Nu, n-am avut... Pentru mine au fost niște mijloace de expresie. Deci simțeam că pot spune ceva și, sau simțeam că pot spune multe lucruri și am ales mai multe tipuri de vectori de mesaj. Unul era televiziunea, era radio, era presa scrisă, am simțit nevoia în poezie, am simțit nevoia în teatru, am simțit nevoia să fiu profesor, să dau mai departe, să transmit mai departe lucrurile pe care le știam. A simțit nevoia să vă exprimați public. De multe ori. Da, public. Mă rog, dacă nu te exprimi public, e greu să ajungi la ceilalți. De acord. Și într-o zi v-ați hotărât, nu? A fost probabil o oportunitate să treceți din partea celor care erați monitorizat, trece CNA, da? Și o să vă întreb și ce părere aveați despre CNA când erați jurnalist.
Iată-vă acum, da, ați trecut în partea cealaltă. Eu cred că e un avantaj, că fiind ziarist, înțelegeți mult mai bine din unghiul de vedere al unui membru CNA. Da? E un avantaj. Pentru mine, da, e un avantaj. Este. Pentru mine un avantaj, dar nu... Cred că și pentru noi. N-am trecut... Eu renunțasem la presă în mai anul trecut. Acum, la un an după aceea. Mersul la CNA a fost o întâmplare fericită din punctul meu de vedere. În momentul în care am fost întrebat dacă aș vrea să fiu numit acolo, să fiu propus spre a fi numit acolo, iertați-mă, v-a propus PSD, nu? M-a propus Camera Deputaților. Camera Deputaților, ok. M-a propus Camera Deputaților. Am stat câteva secunde, mă gândesc, dom'le, trec de partea cealaltă baricadă în condițiile în care eu doream să renunț de tot la televiziune. Și am zis ceva, mă întorc într-o formă sau alta, mă întorc tot în zona respectivă. Dar apoi mi-am dat seama că există lucruri bune pe care le-aș putea face aici, lucruri pe care, ca jurnalist într-o televiziune, adică ca angajat al unui patron, nu puteam să le fac. Aici, ca om care e chemat să aplice legea, le poate face sau poate încerca să le facă. E în regulă. Iată-vă acum la Buzău. Se pare că sunteți într-un, hai să spunem, scurt turneu, așa, să luați pulsul mass media electronice locale și regionale. Și iată-vă la Buzău, cum spuneam. Spuneți-mi, vă surprinde ceva, nu neapărat în presa locală și regională buzoiană, ci în presa locală în general. Ea e considerată sora mai mică a presei centrale, din păcate și sora mai săracă. Mai săracă. Trebuie să spunem și adevărul acesta. E clar că e sora mai săracă. Este. N-aș considera o sora mai mică. Pentru că eu sunt convins că dacă am avea o cercetare sociologică și am adunat telespectatorii posturilor locale și regionale, am avea o mare surpriză. Nu eu, cât posturile centrale. Cred că ar avea o mare surpriză. Pentru că dacă stai să aduni, când ai audiențele, stai să aduni câți oameni se uită la posturi, la și alții, de multe ori procentele depășesc cu mult orice post central. Acei și alții înseamnă posturi locale și regionale, că nu se uită nimeni la ruși în momentul ăsta. Cred. Poate cei din Tulcea sau rușii lipoveni din Dobrogea. Care vorbesc limba, sigur. Dar eu cred că puterea televiziunilor locale și regionale este mult mai mare decât se vede, din păcate pentru că nu sunt cuantificate în aceste audiențe. De aceea, pentru mine, a fost extrem de important și este extrem de important să merg acolo unde eu cred că este viitorul televiziunii în România, și anume local și regional. Da, ce bine ar fi să gândească toată lumea așa. Acum, nu putem gândi toți la fel. N-am spus, toată lumea care are responsabilitate. Eu acum am și argumente. Am argumente de două feluri. Unu, am experiența Statelor Unite, de exemplu, unde o televiziune locală de știri din Boston are 2 milioane de telespectatori pe cablu. Deci o televiziune locală prin cablu, ceea ce este enorm. Și unde televiziunile locale și regionale au foarte mare putere. Sigur, acolo structura e puțin diferită. Și influență. Și influență, sigur. Deci, eu cred că în România lucrurile vor merge în aceeași direcție. Văzând că sunt televiziuni locale, regionale, care reușesc să facă lucruri decente cu puțin bani, mi-este foarte clar că tot acolo e forța. Și când ai un sac de bani, de 10 oameni, 5 reușesc să facă ceva cu ei. Când n-ai un sac de bani, s-ar putea ca din 10 doar unul să fie în stare să facă ceva. Ai un sac de bani, ridici elicopterul. N-ai un sac de bani, faci presă. Și atunci, ce am descoperit eu la fața locului în cele 5 orașe în care am fost până acum, este că, încă o dată, pe plan local există mai mult entuziasm, mai mult interes, mai mult profesionalism și mai multă decență. Bun. Și eu am ocazia să mai merg în țară de când în când și mă uit defect profesional, poate, la ce se emite în diverse locuri. Și am văzut televiziuni multicele, aș zice, nu știu cum se descurcă, știu cum ne descurcăm noi, cu programe, cum spuneți, decente. Acolo nu o să vedeți tabloid, de pildă. Eu n-am văzut, poate că vor fi emisiuni... Nici eu. S-ar putea să existe. S-ar putea să existe, dar nu spun asta. Nici eu, și am constatat cu plăcere lucrul ăsta, mai ales că scuza posturilor centrale pentru tabloidizare este că n-au bani. Este că n-au bani. Nu că cere publicul. Aia e scuza de a doua. Da. Nu, aia e de ce nu dați altceva. Nu, scuza este că n-avem bani.
n-avem bani și trebuie să facem audiență și asta este. Și atunci, întrebarea mea este atunci, iertați-mă, dacă voi n-aveți bani, posturile locale și regionale, ce să mai zică? Ce să mai zică? Și totuși ele nu dau așa ceva. Bun, e adevărat și asta. Pe de o parte, ne-a spus și eu pot fi de acord, sper să nu fiu subiectiv, că într-adevăr aici se... unde se face și presă, se face și decență cu mijloace ceva mai modeste pe de o parte, pe de altă parte, iarăși nu vreau să fiu subiectiv, cred că legile, normele, chiar și ce ne-au probabil pe aici pe acolo, tratează cu mijloace, cu măsuri diferite, dacă doriți, presa centrală și presa locală, nu, și regională, pe de o parte, cel puțin asta e impresia mea, în sensul în care am văzut, iertați-mă, că a creat o dispută, o inițiativă guvernamentală privind acea ajutorare a televiziunilor de știri, s-a plecat de la cultură și s-a ajuns la propunerea ca o cotă parte din veniturile cabliștilor să fie virate prin... Și aia a picat. Și aia a picat. În orice caz, cum vedeți totuși, în ce stadiu se mai află astfel de propuneri prin care, nu știu, totuși să se încerce egalizarea de șanse între, deci, local, central? CNA-ul nu poate trata diferit pentru că nu lasă legea. Pentru că legea nu distinge în lucrurile astea. Din păcate, ce se întâmplă și este o realitate și un motiv pentru care eu sunt azi aici. Da. În CNA se știu mai puține lucruri despre posturile locale și regionale, despre problemele cu care se confruntă, pentru că membrii CNA nu s-au dus întotdeauna în țară să vadă... Nici nu știu dacă au obligația sau nu. Nu, dar... n-au obligația, da, sigur că n-au obligația. Dacă avea obligația, măcar unul mai mergea. Mai merge. Și eu n-aș vrea să creadă cineva că eu fac din vreo obligație de serviciu. Okay. Nu o fac pentru că așa mi se pare firesc, atâta timp cât am de reglementat un domeniu, să știu exact cu ce se mănâncă domeniu. Problema asta este că posturile locale și regionale nu au o voce care să fie acolo prezentă la CNA în momentul în care se discută un anumit lucru, decât când sunt invitate să ia amendă. Păi acolo, da. Posturile centrale au această voce, pentru că ele au reprezentanți permanenți la CNA, care la fiecare ședință sunt acolo, care pot interveni oricând, care atunci când e un subiect în dezbatere pot oricând să-și pună punctul de vedere, lucru care nu se întâmplă cu posturile locale și regionale. Să vă dau un exemplu în care, de nemulțumire pe care o manifestă posturile locale și regionale de radio, de pildă, de radio în FM, evident. Dumneavoastră știți că posturile locale și regionale se află într-o zonă umbroasă din punct de vedere al publicității, pentru că vin rețelele. E o discuție, am asistat la o astfel de discuție chiar la o ședință în care erați și dumneavoastră acolo și, sigur, probabil lobistica rețelelor, probabil alte lucruri și motive, conduc la această dispută eternă și văd că până acum nu prea s-a rezolvat. Noi nu putem localul să luăm publicitate pentru că toată lumea se duce pe regional, care în regional n-are program local decât 3-4 minute. Bine, la o pentru oră, că ați fost la întâlnirea aceea, știți foarte bine că am avut dispută cu reprezentanții unei rețele mari. Eu nu mi-am schimbat părerea. Eu cred în continuare că atunci când vrei să ai șanse egale la accesa banii comunității locale, trebuie să și dai înapoi comunității locale, măcar cât faci un post local. Deci nu poți ca tu, care n-ai niciun, sau ai 2-3 minuțele de program local, da, să vrei să ai acces la aceiași bani cu o televiziune sau un post de radio care face o oră, două, trei sau patru ore sau cinci ore pe zi de program local. Nu mi se pare corect. Legea nu te obligă. Bun, dar mie nu mi se pare corect. Acum există în modificarea deciziei 277, pentru spectatori nu contează, dar e decizia în care, printre altele, scrie și cam ce ar trebui să facă un post local. Acolo există o propunere pentru un anumit număr de ore minim de program propriu, local, pe zi, ca să poți să faci, să poți să dai și publicitate locală. Se va discuta, nu știu dacă va trece acea propunere. Țineți minte ce vehemenți erau cei de la rețeaua respectivă? Știu, eu înțeleg. Sigur, și apără interesul. De acord. Dar iar ei spun așa, suntem în junglă, jungla însemnând economia de piață, supraviețuiți. Puteți să supraviețuiți? Bine. Nu puteți, iarăși bine. Noi la CNA, noi trebuie să ținem cont și de argumentele dumneavoastră și de argumentele lor. Eu v-am spus, opinia mea personală e că așa ar fi corect. Dacă vrei acces la piața locală de publicitate, să ai atât program local, propriu. Da, pentru că... Cât e acela
că e o oră, e o jumătate de oră, e două ore, putem negocia, putem discuta, ne așezăm la masă și stabilim în așa fel. Nici nu poți acum să vii să forțezi un radio care dă numai muzică, de exemplu. Nu poți să-l forțezi ca de mâine să-ți facă 4 ore de program local. Nu, și asta e greu. N-are cum să-ți facă lucrul ăsta. Dar trebuie găsită o situație în care, într-adevăr, ele să nu mai beneficieze de statutul de forță pe care îl au, ca televiziune, că sunt și în televiziuni care sunt retransmise doar pe plan local, dar vor să aibă aceleași facilități. La radiouri e mai vizibilă situația. În momentul acela, încă o dată, trebuie găsit un echilibru. Trebuie găsit un echilibru în așa fel încât posturile de radio să nu mai fie sufocate de această competiție inegală. Mi se pare inegală și aici sper că se vor găsi aceste soluții pârghii prin acte normative, pur și simplu, hotărâri prin care și noi să fim, avem posibilitatea. Știți de ce? Pentru că noi producem aici local și sunt banii comunității care ajung uneori, vă spun, nu vreau să dau până mână în gât, cei de la rețele promiteau că s-aude publicitatea în toată rețeaua de nu știu unde, pe vremuri, nu știu dacă s-a mai întâmplat așa. Și de fapt era o țeapă pentru că publicitatea s-audea fix local. Pe local. Și omul după luni de zile și-a dat seama. Deci aici era o competiție de asemenea incorrectă și... Bun, ce se întâmplă? Cred că... Acest spațiu audiovizual e într-o permanentă transformare. Din păcate, legile și codurile și regulamentele n-au prea ținut pasul. Și de asta noi acum, de exemplu, eu mă trezesc în fața multor provocări în CNA. Sunt multe lucruri care trebuie schimbate, mai ales la nivelul reglementării, nu la nivelul meu, cum stau pe scaun acolo, ci la nivelul instrumentului care eu am dreptul sau nu să acționez. Și sunt multe de schimbat, de la formularul de sesizare de pe site care trebuie schimbat, de exemplu, de la site-ul CNA care trebuie schimbat, pentru că intră cineva acolo, habar n-are. Dacă vrea cineva să afle cu ce se ocupă CNA și intră pe site-ul respectiv, își prinde urechile și tot nu află. Modul în care sunt tratate sesizările, iarăși trebuie schimbat. Modul în care se fac monitorizările trebuie schimbat. Deci sunt o mulțime de lucruri care trebuie schimbate. Domnul Radu Herge, uitați, de pildă eu ca post de televiziune sau de radio pot fi monitorizat și verificat de către CNA în baza unei simple sesizări făcută pe mail, da? Și să presupunem că această sesizare este neadevărată, treceți cu controlul, vedeți că sunt în regulă, mergeți mai departe, faceți un proces verbal și s-a încheiat. Eu risc tot, ăla care trimite pe mail nu riscă nimic. Eu ce posibilitate am să mă apăr? Și aceste multe sesizări vin, o să vedeți, n-ați trecut probabil în campaniile electorale și vă dați seama și de ce. Da? Bine, acum, și... știți ce se întâmplă? Genul acesta de sesizare e la fel la toate organismele statului. Eu n-am zis că nu e așa. Nu, nu. Deci, eu nu pot, în primul rând, eu n-am voie, de exemplu, să vă spun dumneavoastră cine a făcut sesizarea. Nici nu mă interesează neapărat. Nu. A fost singur. Doi la mână, eu trebuie să plec de la ideea că e de bună credință. Nu pot să plec altfel. Sigur. Știți de ce? Pentru că dacă plec altfel, intru în arbitrar. Intru în zona aia arbitrariului în care decid eu ce e de bună credință și ce nu. Și s-ar risca degenerarea situației mult mai mult decât așa. De acord. Pentru mine lucrurile sunt simple. Omul, în primul rând, că pe mine nu mă interesează, de foarte multe ori vă spun sincer, ce scrie în sesizare. Pe mine nu mă interesează, nici cine a făcut-o, cu atât mai puțin. Pe mine mă interesează monitorizarea. Deci eu citesc monitorizarea făcută ori de inspectorul, când e vorba de local și regional, ori de oamenii noștri de acolo. Eu acolo mă uit și dacă eu găsesc o încălcare a legii, eu propun o amendă sau o votez. Dacă nu găsesc, pe mine încă o dată, nici nu mă interesează acea sesizare respectivă. Deci dacă dumneavoastră n-ați încălcat legea, n-aveți de ce să vă temeți și nici n-ar trebui să vă intereseze nici pe dumneavoastră cine a făcut... Eu pot să-l întreb pe ăla și să-l dau în judecată pentru denunț calomnios, pe partea mea. Puteți, dacă aflați cine ești, puteți să demonstrați că el a trimis sesizarea, dar aia nu e treaba mea. Sigur că nu e treaba noastră, dar doar așa mă pot apăra. Problema e așa, că eu fac munca inutilă. Eu ca membru CNA, pentru că eu trebuie să mă uit pe o sesizare care se va dovedi neadevărată. Deci eu, la noi, în instituție se muncește degeaba. Pe dumneavoastră vă afectează mai puțin, că dacă nu luați amendă, nu vă afectează cu nimic. Dar pe noi ne afectează. Pentru că omul ăla de la monitorizare stă o oră, de exemplu, să se uite la emisiunea noastră, să scrie cuvânt cuvânt ce se întâmplă în emisiune. Eu după aceea trebuie să citesc tot ce se întâmplă în emisiune, trebuie să văd imaginele din emisiunea dumneavoastră și la sfârșit spun, iertați-mă, dar nu trebuie amendat. În felul ăsta o să vedeți o grămadă de emisiuni la care nu v-ați fi uitat niciodată. Asta se întâmplă acum. Sunt convins. Asta se întâmplă acum și, din păcate, nu sunt emisiunile pe care aș fi vrut să le văd vreodată.
n-ați fi devenit fan niciodată pentru acele emisiuni. Acum, mai e o discuție care ține iarăși de presa locală, televiziune, radio. În legătură cu cabliștii, noi știm, cabliștii sunt firme din ce în ce mai puternice, cele mici au fost înghițite de cele mari, așa în economie de piață, nu asta e discuția. Discuția e următoare. Normele CNA obligă, nu, la un moment dat, pe un cablist să ia două posturi locale sau două regionale, da? Și cum procedăm dacă sunt mai multe? Există... Nu procedăm. E doar... CNA nu poate să facă nimic. Nu. Da? Nu poate face nimic. Adică nu, deci nu poate să spună, ești mass carry, avem 50 de posturi regionale, trebuie să le ia cablistul pe toate. Ala o să spună că n-am poți. Cum, n-am nici la ce tehnici. Atâta timp cât nu există audiență măsurată la posturile locale, nu poți. Poți doar să-i spui, ia două locale. La libera ta alegere. E treaba ta. Acum, sigur că, exceptând cazurile speciale în care cel care are cablu are și televiziune. Se întâmplă asta. Se întâmplă la nivel național, nu sigur, doar sigur. Nivel local. Și unde mai rămâne un loc liber. Și de obicei, sigur că el, dacă are o televiziune locală, își va lua sau va ocupa locul celălalt. Și introduce pe al lui. Nu, deci pe una o introduce pe al lui, pe al doilea își va lua cel care reprezintă cea mai mică competiție pentru el. Mi se pare corect, pentru că îl interesează să fie cel mai bun dintre bun. Cele două. Bun. Nu, cum se... Există două variante, să spunem, prin care s-ar putea evita lucrul ăsta. Dar niciuna nu e practică. Una ar fi să-i spui, nu lua două, lua patru, ia patru, nu lua două, ia patru. De ce nu șase? De ce patru, de ce nu șase, de ce nu zece? Deci nu e practic. Doi, să-ți interzic ție cablist să ai televiziune. Iar nu e practic, bine, nici nu știu dacă e corect, dar sigur nu e practic, pentru că nu o să-și facă el, o să-și facă mătușa. Deci sigur. El are cablu și mătușa o să aibă televiziune. Și... ne pierdem un... Nici nu poți să interzici acum să spui până la gradul 15 de rudenie că o să-și facă prietenul televiziune. Sigur. Deci nu e practic. Asta e situația în acest moment. Asta e situația în acest moment. Nu știu să vă spun. Eu cred că afară... Eu de-abia acum încep să învăț cum profit. Funcționează în România. Afară, da. Cred că problema asta, asta este că afară contează mai puțin. E a mea, nu e a mea. Contează pentru că cel de cablu zice așa, domnule, eu nu risc să-mi bag două posturi slabe pe cablu, că se mută lumea de la cablu meu, că vrea să le vadă pe celelalte. Da, sigur, asta e. Dar aici, din păcate, funcționează lucrurile în România, nu funcționează... Suntem la doar 25 de ani de presă liberă. Da. Ne mai trebuie vreo 100. Ne mai trebuie vreo 100? Dar nu de presă liberă, de societate... De schimbare de normală regim. La cap. Ne mai trebuie vreo 100 de ani ca să mai ajungem... Da, asta, sper în 100 de ani să se ajungă la o reglementare cât de cât a lucrurilor, în așa fel încât să nu mai fie atât de amestecate, atât de dependente de politic, atât de dependente de zone care n-au ce căuta în a influența, da. De exemplu, aici cred că, da, așa cum spune și educația publicului și educația patronatului din aceste medii, am trecut prin diverse etape în care o mulțime de investitori n-au avut nicio legătură cu chestiunea asta. După cum vedem și în presa scrisă s-au schimbat mult lucrurile, au dispărut ziarele de autor și au devenit ziare, marile ziare au devenit de trust, astea care mai rezistă. După aceea a venit netul și așa mai departe și așa mai departe. Până când nu se vor așeza aceste lucruri, cred că totuși instituțiile statului ar trebui să intervină în măsura în care presa trebuie să rămână pe cât posibil curată, de bună credință și iată câinele de pază al democrației, cum tot ne spune, ne place nouă să spunem, că deci, suntem, că am fi. Eu vreau să vă spun că eu cel puțin, că vorbim de posturi locale, până acum am propus amenzi pentru eu. Da. Deci eu am propus amenzi și au fost aprobate pentru 3 posturi locale. Scuze. Și pentru un al patrulea post am votat o amendă. Pentru derapaje foarte grave. De obicei, posturilor locale li se dă mai greu o amendă, tocmai pentru că, din punct de vedere financiar, o suportă mai greu. Adică, ceea ce 10.000 sau 15.000 pentru un post central nu înseamnă mare lucru, pentru un post local să dai 15.000 înseamnă... Să-l împingi la... Dacă nu, oricum, sigur, să tai din salariile angajaților sau să dea pe cineva afară sau... La care a făcut gafa sau cine... Bun. Există cazuri, însă, în care nu poți să le ignori. Deci nu poți să treci peste, să-i dai doar o somație pe ideea că domnul e sărac. Bun, atunci ca să... Știți cum e? Eu, după părerea mea, chiar dacă e sărăcia, nu e o scuză să nu respecti legea. Sigur. Și atunci, apropo de treaba asta, am dat amenzi pentru că au avut derapaje foarte grave. Ce anume? Apropo, așa politice, aproape de genul ăsta, derapaje în care se vedea foarte clar
că moderatorul era pus acolo sau el era acolo nu ca să fie moderator de televiziune. O să-l facă până praf, ori să... Invers. Lucrurile mi se pare inacceptabile, indiferent cum te cheamă, indiferent al cui ești, indiferent ce vrei să faci. Nu ăsta este rolul televiziunii. Mi se pare normal, de exemplu, ca o televiziune, patronatul acelei televiziuni, să aibă anumite interese de afaceri, în general. Pentru că e normal. Un om care are afaceri vrea să aibă profit din afacerile respective. De preferat, cinstite. Dar de asta face o afacere, de asta investește într-o televiziune. El nu investește într-o televiziune că nu are ce face cu banii acasă sau că neapărat vrea să-i dea nepoată-si un loc unde se joace. Vrea să scoată bani din televiziunea respectivă. Ca să scoată bani din televiziunea respectivă, o poate face în două feluri. Fie piața de publicitate să funcționeze cum trebuie și el performând să atragă mulți bani, când acei bani nu există în piața de publicitate, mai există o singură sursă de bani în România. Politicul. E clar. Păi și atunci sesizăm împreună faptul că există influențe politice în programele Radio TV românești. Există, sigur că există și nu cred că e cineva care să le nege. Nu. Păi problema mea este că fiecare le neagă pe ale sale, în schimb le vede pe ale celuilalt. Atunci ar fi corect așa, după părerea mea, dacă tot ai, nu știu, poate că un politician își deschide un post de televiziune, sunt cazul, sau de radio. Atunci trebuie să scrie pe el. Mi se pare corect, e pentru telespectatorul tău, dacă nu vrei să faci manipulare. Dacă vrei să spui, domnule, proprietarul nostru este X, sau și de bună seamă că nu o să mă apuc să-l înjur aici. Și atunci oamenii înțeleg. Deci vă rog să mă credeți. Au discernământul necesar să schimbe dacă nu le convine. Eu am surprize permanente citind a doua zi, da? Al cui era postul pe care l-am amendat eu. Vedeți? Asta. Sau al cui era postul care eu i-am refuzat licența. Știți că... De exemplu. Și citesc, pentru că jurnaliștii sunt mai informați decât mine, probabil colegii mei, ori fi știin și ei, habar n-am. Pe mine nici nu mă interesează. Da. Încă o dată, când judec o abatere de la lege, nu mă interesează cine ți-e patron. Pe mine mă interesează abaterea de la lege. Dar seara, citind să văd ce s-a scris despre ședința CNA, aflu. Astăzi CNA-ul a votat împotriva, de exemplu, licenței fostului candidat la președinție X. Habar n-aveam cine. Sau, astăzi a amendat postul din... Da. Mureș, să zicem, care este al deputatului Y. Habar n-aveam asta al vreau cuie. Să spun că un pic de transparență ar fi bună chiar din interiorul presei pentru asta, pentru altfel oamenii te judecă când află cine ești, îți pierzi din credibilitate. În sfârșit, asta e problema noastră a presei în cele din urmă. Da, da, știi ce se întâmplă? Problema e că la noi contează, că n-ar trebui să conteze cine ți-e patron. Nici n-ar trebui să se simtă pe post lucrul ăsta. Sau dacă se simte, n-ar trebui să fie în defavoarea telespectatorului. Adică pe telespectator ar trebui să fie informat și să știe că e informat corect. N-ar trebui să-și facă calcul, domnule, stai un pic, ăsta e al deputatului PSD sau al senatorului PNL sau al UDMR. A, și stai că asta înseamnă că ceea ce spune el trebuie să iau domnul cu... Hergeau. Americanii au găsit o soluție foarte simplă. I-au spus, au mari trusturi de presă și mari ziare și spun, unii sunt cu republicani, știu, scrie pe frontispiciu. Corect, adesea. Corect. Și atunci oamenii știu exact despre ce... E altă cultură a democrației. Sigur, ei au o democrație. Altă cultură și vreau să vă spun altceva. Și lucrurile se fac altfel. Da. Da. Decât se fac la noi. La noi se fac de multe ori așa, mai din topor, adică nici măcar nu încearcă cineva să mascheze care avea vreun interes câteodată. Da. Aveți dreptate. O să vă cer permisiunea să luăm o scurtă pauză. Sigur. De publicitate, că tot veni vorba de bani. Dragi prieteni, pauza comercială de câteva minute, ne întoarcem cu Radu Hergeu și continuăm emisiunea până în jurul orei 18. Da, prieteni, am revenit în transmisiune directă. Domnul Hergeu, am avut o discuție cu domnia sa în pauza de publicitate. Vă spuneam mai demult că discuțiile cele mai interesante sunt cele din pauza de publicitate și mă gândeam la un moment dat să fac invers. Să dau în direct ce discutăm în pauza de publicitate și să pun publicitate când discutăm așa. Bun, am glumit, evident. Vreau să atac cu... Am citit blogul dumneavoastră și, mă rog, am mai văzut și alte poziții publice. În legătură cu celebra apariție la televiziunea fetei acelea nefericite din Vălenii de Vaslui, apariția de la ora 5 sau cât e, în sfârșit, n-am văzut emisiunea în direct, am văzut 6 și ceva, n-are importanță, la Măruță, ca să știe lumea despre ce. E vorba despre fata aceea. Noastră ați fost împotriva amendării canalului de televiziune, a stației, și eu am studiat puțin, atât cât am putut și mă pricep, și nici eu n-aș fi amendat, dar eu nu sunt membru CNA, eu sunt doar un jurnalist. În schimb, o să am o altă părere în legătură cu
calitatea de ziarist și până unde vrei să mergi. Vă rog, ascult. Deci, de ce n-ați amendat, era întrebat? N-am amendat pentru că, din punctul meu de vedere, n-am călcat legea. Deci eu n-am, și niciun coleg n-a reușit să-mi arate mie, să mă convingă că am călcat un articol din legea audiovizuală. Acum, sigur că există o presiune publică foarte mare. Întotdeauna când sunt cazuri în acestea cu conotații emoționale extrem de puternice, pe care s-a și bătut monedă în ultima vreme, sigur că oamenii au anumite așteptări. Când aceste așteptări sunt înșelate, și în cazul acesta faptul că CNA nu a amendat ceea ce ei consideră a fi un gest anormal de a arăta pe fată pe post, ei sunt dezamăgiți și sigur își găsesc vinovatul, eu fiind unul dintre cei trei vinovați. Am încercat să explic pe blog, tocmai pentru că încerc, mie mi se pare normal să comunic de ce iau anumite decizii, mai ales când ele sunt, și încerc să explic și cum funcționează CNA-ul și pe ce se bazează deciziile luate. Pe oameni, în general, nu interesează legile. Pe interesează ce le place sau nu le place lor, ceea ce consideră ei a fi bun sau a nu fi bun. Lor nu le-a plăcut ce s-a întâmplat pe post. Prin urmare, CNA-ul trebuia să amendeze. Pe ei nu interesează dacă există lege pe care a încălcat-o sau n-a încălcat-o Pro TV. Eu am încercat să le explic că, fiind o instituție publică, eu fiind un angajat public, un demnitar public, plătit din banii lor, eu sunt obligat să aplic legea. Nu părerile mele personale, nu senzațiile mele, nu criteriile mele de moralitate, ci legea. În acest caz, nu am încălcat legea. Eu n-am găsit această încălcare. Că putem vorbi despre deontologie, putem vorbi despre morală, despre etică, este o altă discuție. Aici e o discuție foarte largă. Pe care putem să o putem și în CNA și eu de obicei încerc să o port cu reprezentanții posturilor, dar nu este o bază pentru amendă. Este o bază, dacă vreți, pentru schimbarea legislației, de acord. Da. Dar nu pentru amendă. Atâta timp cât legea este cea care este, eu pe ea trebuie să mă bazez. Pe mine m-au surprins alte reacții. Bun, faptul că oamenii nu știau, de exemplu, că fata a semnat un acord. Mulți dintre ei. Faptul că ei nu știau că dacă semnează un acord, acest lucru nu este incriminat fiind de lege. Majoră, evident. Fiind majoră, evident. Mama cu atât mai mult. Bun, da. Pe mine m-a surprins că după ce le-am explicat oamenilor pe blog, punct cu punct, de ce eu am votat acolo, au fost oameni care mi-au spus, bine, bine, am înțeles, deci nu era lege, nu contează, trebuia oricum să-i amendați. Pare rău, eu cu asemenea mentalitate nu pot să lucrez. Deci nu... Acești oameni ar trebui să se gândească ce ar ieși din CNA dacă fiecare membru are, n-are lege, amendează pe cine are el chef. Da. Oamenii nu se gândesc la lucrul ăsta. Oamenii nu se gândesc că de multe ori se plâng că un polițist îi oprește pe drum și amendează doar așa pentru că li se pare lor, doar așa pentru că nu le-a plăcut de fața lor. Ce-ar fi dacă CNA ar funcționa la felul ăsta? Fiecare dintre noi, și am spus acolo, sunt o mulțime de emisiuni care mie nu-mi plac. Nu-mi plac, nu mă uit la ele. Le-aș scoate de pe post. Deci dacă aș avea butonul magic, le-aș scoate de pe post. Dar ar fi un abuz. Da, mai ales că sunt cele la care se uită poporul. Nu, dar ar fi un abuz. Aici... Pentru că colegul meu din dreapta, Tufeanu, sau colega mea, Dorina Rusu, poate au alte emisiuni. Dacă ar avea și ei un buton să le scoată de pe post, păi nu ne-am trezit fără nicio emisiune pe post? Ba da. Doar pentru că îmi plac mie sau mi se pare mie că nu răspund criteriilor mele morale și valorice. De acord, dar eu acolo nu sunt să le aplic, pentru că în momentul în care intru în acest joc al valorilor, al moralei, dacă vreți, dau drumul la arbitrariu. Adică de fiecare dată mie nu-mi place o emisiune, îți dau amendă. Nu-mi place un moderator, îți dau amendă. Nu, trebuie să am un motiv. De acord. Altul decât cel subiectiv. Asta înseamnă democrație, în esență, respectarea legii. Asta înseamnă democrație. Legea pe masă, aveți perfect de exemplu, am documentat și asupra acestui subiect, a fost destul de interesant. M-a mâhnit faptul că el a fost preluat politic și, evident, cu demagogia de rigoare din lumea asta, s-a discutat și paradiscutat pe această temă și nu știu dacă s-a făcut bine sau rău. Pe de altă parte, politicienii trebuie să preia subiectul, pentru că dacă suntem în situația asta, ei sunt chemați să facă ceva și să schimbe ceva. Corect, pentru că dacă doar discuții la televizor nu schimbă nimic. Dar au fost deocamdată doar discuții la televizor. Mă așteptam să vină cineva și să propună un grup de juriști ceva în lege, nu știu, ceva acolo. Habar n-am, să acționeze altfel decât demagogic. Deci, da? Știți ce se întâmplă? Noi avem o mare hibă, români. Noi ne ultragiem foarte tare. Dar în esență? Dar când e de făcut ceva, mai puțin. Adică să semnăm așa o petiție pe net, merge, da. Hai, ne facem timp. Să facem, de exemplu, presiune asupra parlamentarului nostru. N-avem cultura asta, să știți. Mie cineva îmi spunea, ok, bun, n-ai putut să-l amendezi, de ce nu te duci tu să propui schimbarea legii? Și am spus, bun,
Dar tu de ce nu te duci? Dacă merge acum pe stradă... Tu ca cetățean ai un parlamentar, doi parlamentari, ai un senator și un deputat. Tu i-ai scris senatorului, domnule senator, este inacceptabil ca tribunalul să poată să-i lase pe ea în libertate? Nu i-ai scris. Eu de ce i-aș scrie? Că eu sunt la CNA, dar n-am mai multă putere decât tine. Deci eu nu pot schimba legea mai mult decât o poate schimba un alt cetățean. Aveți dreptate până la un punct și aici. Cetățeanul buzoianu, pe care pretind că-l cunosc cât de cât, mulți dintre buzoienii mei nici nu știu care le este parlamentar, dacă îi întreb. Da, da. Pe de o parte. Pe de altă parte, vin și aceste pretenții, dar mai spune ceva buzoianul meu. Să știi că unii au scris parlamentarului și n-a avut niciun efect. Nici că mi-a răspuns, nici că am văzut venind la tine la televiziune să spună, da, uite, mi-au scris niște oameni care m-au votat și am sesizat această problemă și iată-mă acum în situația de a propune o lege sau un proiect. Dar astea tot de jos trebuie pornite. Tot de jos. Deci, de acord. Dacă oamenii nu încep să aibă un simț civic și al responsabilității și al implicării în comunitate, să stai acasă să te plângi, nu e foarte ușor. Și nu e o soluție. Nu se schimbă nimic stând acasă sau mergând odată la 4 ani să bagi un, din păcate s-a văzut un 25 de ani, că nu se schimbă mare. Și atunci furios. Adică... Și atunci trebuie să faci ceea ce fac occidentalii în comunitatea lor. Nu le convine ceva, au ieșit în stradă, au ieșit să picheteze magazinul care a încălcat o lege sau a încălcat morala, nu mai cumpără nimeni de la magazinul respectiv. Primarul nu face ce trebuie, se duc în fața primăriei și stau acolo. Se leagă cu lanțuri. Încă o dată, noi nu avem această cultură a democrației participative. Noi nu avem. Din ce noi stăm acasă, pentru că n-am fost învățați, pentru că noi n-am avut-o niciodată. Dar vrem să învățăm. Deci noi povestea asta cu mamă interbelic, ce democrație nu era în România, hai să fim serioși. Ar trebui oamenii să uite în cărțile de istorie cine aveau drept de vot interbelic și cine nu. Nu, o să se uite în opera lui Caragiale și o să vadă acolo dincolo de umor că... Să stai acasă și să te tot plângi și să aștepți să se schimbe societatea, o faci degeaba. O faci degeaba dacă nu te implici. Nu avem această... au fost multe exemple în ultimii ani, nu numai ăsta. Cazul cu acea profesoară absolut oribilă, care îi certa pe părinți că nu i-au dat cadouri, că ce cadouri sunt astea. Nu se poate. A mai fost la fel o asistentă care n-a vrut să aprobe o pungă de sânge pentru transfuzie o fetiță pentru că era romă. Cazuri absolut abominabile. N-am văzut pe nimeni pe stradă ieșind pentru asta. Ba, au mai fost pe aici și pe acolo. Am văzut se bat pentru Roșia Montană și pentru Pungești. Aici eu am niște dubii în legătură cu modul în care ajungea să protesteze. Eu pentru așa ceva eu nu i-am văzut. Eu nu i-am văzut. Da, a fost cu bietul Ionuț acela sfârtecat de câini. Acolo a fost așa o stare de emulație. Da, dar n-au ieșit. Știți ce au ieșit? Iubitorii de câini. Da, au fost și din partea cealaltă la un moment dat. Când... Înțelegeți? Deci, iarăși, plus că noi lucrăm pompieristic. Da. Românii lucrează. Deci de ce a fost nevoie să moară un copil sfârtecat de câini al câtelea ca să se dea în sfârșit, ca în sfârșit primăria capitalei să înceapă să strângă maidanezii de pe stradă? Dar de ce? De ce e nevoie ca 7 violatori să fie lăsați în libertate de o lege sucită ca acum în sfârșit cineva să se sesizeze să facă și ceva? Și să apară acum exploziv din toate colțurile țării câte un caz dintre ăsta oribil. Eu vin și vă întreb altceva. Așa. Ca să mă înțeleagă telespectatorii. Vă rog. Este abominabil. Violul este abominabil. Dacă oamenii aceia au violat, trebuie să meargă la pușcărie și să stea acolo până le-i spune eu. Să iasă. Să iasă. Dar stau și întreb. Dacă judecătorii respectivi n-au încălcat legea când i-au pus în libertate? Păi e o discuție întreagă, să știți și pe aceasta. Dacă, deci de ce nu discutăm și despre lucrurile astea? Eu vreau să știu. Pentru că dacă legea le-a permis, din punctul meu de vedere, e o lege greșită, trebuie schimbată. Dacă legea nu le-a permis și i-au făcut un abuz, ei trebuie pedepsiți. Nu, am văzut așa. Dar dacă legea le-a permis, ei trebuie pedepsiți. Am văzut doar o știre, n-am văzut dezbaterea foarte mult mers, care să meargă pe această zonă pe care o indicați dumneavoastră și mi se pare corect. În schimb, am văzut astăzi sau ieri o știre, dar cred că ieri a început și rulează și astăzi pe televiziunile de știri, în care judecătoarea care a pronunțat a luat, nu știu la ce examen de stat de breazlă, nota 0. Nici asta nu este foarte relevant, dar mă rog, arată... sunt niște indici, dar încă o dată, așa ar trebui să se poarte discuțiile în societatea românească acum. Nu violatorii la pușcărie. Bun, violatorii la pușcărie, sigur, se ocupă, are cine se ocupe. Nu asta e discuția. Ați văzut cine a luat atitudine. Discuția nu e dacă bărbații adevărați violează sau nu. Interlopii.
le-au promis, ca să vedeți și partea cealaltă a societății, au spus, lăsați că ne ocupăm noi de ei. Deci, îi facem irresponsabili. În mod normal, într-o astfel de situație, societatea ar trebui să înceapă să discute despre, nu știu, cum e văzută femeia în societate, despre zonele defavorizate ale țării, despre consumul de alcool, despre justiție, despre legile care îți permit să nu consideri niște violatori pericol public. Deci, despre asta ar trebui să, despre educație. Despre asta ar trebui să se discute, nu despre încă o dată, vai, violatorii sunt răi, hai la pușcărie. Ok, toată lumea e de acord cu lucrul ăsta, nu cred că e cineva normal la cap care spune e violatorul bun. Bun. Hai să discutăm de ce comunitatea locală, o parte din ea, îi apără. Hai să discutăm lucrurile astea, de ce există încă această mentalitate la mulți români. Bun. Că... Da, sigur, au violat-o, dar nici fata nu e... Dar avea o fustă mai scurtă, deci, o cam hai cerea, să discutăm da. Lucrurile astea, pentru că astea rămân. Ăștia mai devreme sau mai târziu se duc în pușcărie. Bun, asta e iarăși, după părerea mea, chiar... Și ceva, ce noi ne-am făcut audiența, la revedere, și trecem la altă mormântare, de altă vedetă sau mamă de vedetă? Nu, hai să discutăm, dacă tot avem forța asta ca mass media... Cum a fost cu mama Zăvorancescu? Hai să discutăm problemele pe care le scoate la suprafață un astfel de caz. Da. Problema, încă o dată, în acest caz, nu e violul. Violul se întâmplă în toată țara. Trebuie pedepsite cu foarte mare asprimă. Da. Problema e ce se întâmplă în jurul lor. Da, s-a plecat de la ideea că, în general, multe, foarte multe cazuri de viol cu plângere s-au terminat cu împăcarea părților și aici, sigur că devine discutabilă toată chestiunea asta, pe de o parte. Pe de altă parte, în cazul Văleni, s-a mai scos la iveală un fapt, presa l-a scos, că umblau cu bani după ea, pe la notar, să facă o înțelegere. Deci undeva, lăsat-o ăsta în libertate... Încă o dată, mie nu mi se pare normal. Deci, nu e normal, dar stat, poate spus, din punctul ăsta de vedere. Normal. Eu vreau să vă spun altceva. Eu am scris pe blog despre această lăsare în libertate acum o lună. Știu, am văzut. Nici o televiziune descoperise subiectul. Da, pe și nu făcea tam-tam. Studiind blogul dumneavoastră, am văzut și eu am scris postarea, lucrul ăsta, da. Pentru că mi s-a părut anormal cum funcționează justiția în România. Și nu e. Cine caută pe blogul meu va vedea foarte multe articole despre cazuri nu asemănătoare ca, dacă vreți, ca atitudinea justiției. Sigur. Deci criminal care sunt lăsați în libertate după 4 ani sau 5 ani. Iată, ieri a fost trimis, scos din pușcărie, individul ăla care a omorât un bărbat, un bătrân, i-a dat un pumn și l-a omorât. Și acum, după 4 ani și ceva, i-au dat drumul. Mie mi se pare inacceptabil. Inacceptabil. Și el spune, am primit cam mult pentru un pumn. Nu pentru pumn, ai omorât un om. Un om, sigur. Despre lucrurile astea încoată. Se discută când se face așa și toată lumea începe să discute brusc despre chestiile astea. Aș vrea să ne întoarcem la calitatea noastră de jurnalist și să vă întreb așa. Ce cu presa românească? De ce e totuși... Eu sesizez, nu vreau să supăr pe nimeni. E slăbită și din punct de vedere profesional, dacă... Așa sesizez eu, nu mă refer la Buzău aici și la local, în general așa, credeți-mă, iarăși nu vreau nici nu să mă dau mare, am văzut greșeli gramaticale flagrante în adresarea unor întrebări de la reporteri cu pretenții, de pildă, sau, redactări defectuoase, în sfârșit toată pleiada asta. E multă presă, într-adevăr, poate din cauza asta s-a deprofesionalizat deci, cumva, nu, hai să fără să nu vreau să jignesc. Rădăcina tuturor relelor din România este la nivelul educației naționale. Halul în care a ajuns educația, învățământul românesc, este sursa relelor în societatea românească. Să ne înțelegem, foarte clar. Nivelul, degeaba ne plângem, nivelul politicienilor, nivelul doctorilor, nivelul jurnaliștilor, de acolo vine. De la lipsa de educație, păi nu din altă parte. Că nu sunt teleportați. Nu ne-a teleportat nimeni din Bulgaria. Din Bulgaria, da. În presă este o situație cu două cauze. Una este educația și doi, presa explodând, după 89 mai ales, dar și în ultimii ani, apărând foarte multe posturi de televiziune și de radio, a fost nevoie de angajați. Facultățile de jurnalism, în primul rând că nu sunt la calitatea la care ar trebui să fie, nu reușeau să acopere această nevoie a televiziunilor de a avea angajați de fiecare dată când se deschidea o televiziune. Și atunci au început să ia de aici, de acolo, fără să mai... făcând de multe ori rabat de la calitate sau fără să vadă dacă persoana respectivă are calitățile necesare pentru așa ceva. Odată intrat în sistem... S-a învârtit pe acolo. Da, după 3 luni acolo s-a mutat dincolo. Păi ideea, domnule, am experiență 3 luni. Bun. Faptul că nu au educație se vede, faptul că nu au cultură generală, nu știu ce să întrebe, nu știu despre ce se vorbește și nu înțeleg fenomenele pe care ei sunt chemați să le acopere ca jurnaliști.
Nu le înțeleg. Ei nu înțeleg. Funcțional, da. Ei vorbesc, de multe ori mă uit la reporter sau redactor sau moderatori, și ei discută cum ar discuta niște persoane în piață. Deci dacă ai luat pe mamaie și ai întrebat, mamaie, ma ta ce părere ai despre subiectul ăsta? Șuiete, da. Cam așa vorbesc și ei, cam cu același gen de argumente, cam cu același gen de nearticulări, fără discurs logic, pur și simplu, așa mi se pare mie. Și dă-i și luptă, diferența e că pe mamaie în piață o aud 3 persoane, pe el sau pe ea la televizor o aud 10.000, 100.000 sau 1 milion. E o problemă. E o problemă. Și atunci, din păcate, a coborât nivelul din ce în ce mai mult, goana televiziunilor, în special, după senzațional, după tabloidizare, a făcut să nu mai ai nevoie de profesioniști, ci dimpotrivă să ai nevoie de oameni cu tupeu și oameni dispuși să-ți vorbească despre orice, oricând, oricât. Și nu înțeleg de ce vorbesc atât de tare, dar mă rog. Bașca. Nu înțeleg. Prezentatorii de știri care țipă la dar telespectatori. Și nu știu, că așa, probabil că au senzația. A lucrat în televiziune. Da, și mie mi s-a spus, acum mai nou am aflat, fiind mai bătrân, că eu eram cam șters, așa că. Probabil șters pentru că eu nu mă răsteam la telespectatori, eu vreau să-i transmit o informație. Nu să mușcați din el. Da, adică, încă o dată, eu eram acolo, eu vreau să mă primească, eu așa am avut mentalitatea atunci. Deci eu vreau să mă primească în casă, la el. Deci eu așa m-am considerat întotdeauna, că eu vin la el în casă, ne așezăm pe fotoliu și îi spun ultimele știri. Niște lucruri, da. Așa am da. Văzut eu televiziunea. Bun. Nu, eu sunt stăpânul aici și stai că-ți explic eu cum stau lucrurile și eventual, dacă nu mă crezi, îți dau și un dos de palmă să ții. Cam așa mi se pare și mie, și să știți că dau sonorul la mine câteodată, n-am ce să fac. Bine însă că cel puțin moderatoarele, mare parte dintre ele, și prezentatoarele sunt fete frumoase și atunci pentru bucuria ochiului meu. Nu mai e suficient, adică nu mai e, dar măcar am zis. Băi, asta vă spun. Acum nu fac eu teoria presei aici, că nu sunt eu în măsură să judec pe nimeni. Vreau doar să vă mai întreb acum pe final de emisiune. Care este principala calitate pe care trebuie să aibă un cetățean care vrea să intre în presă de mâine? Indiferent de studiile pe care le are, sigur, trecem peste bagajul ăsta minim, cultură generală cât de cât, limbi străine, dacă etc. trecem peste cultură și generală, peste faptul că are niște aptitudini, că trebuie să fie curios, că trebuie să știe, nu știu. Bun. Trebuie să vrea să facă bine. Bun. Adică bună credință. Cu instrumentul pe care îl are. Deci trebuie să vrea să facă ceva cu instrumentul pe care îl are, nu să-l folosească pentru el. Adică, domne, e un loc de muncă, câștig un ban, nițel mai mulți bani decât da? Dacă aș căra pepeni în piață, da? Și pentru că am influență și pentru că îmi fac relații și pentru... Nu, dacă ăsta este motivul pentru care intri în presă, bun. Din punctul meu de vedere trebuie să vrea să facă. Iar presa să fie un instrument, atât. Nu, cum să spun, nu un mijloc de a ajunge tu undeva, ci de a face ceva pentru ceilalți. Atât. Eu așa am privit televiziunea, așa am privit radio, așa am privit piesele de teatru, așa am privit toate lucrurile pe care le-am făcut, ca fiind o modalitate prin care ajung la ceilalți, care fac bine celorlalți, așa cum am priceput eu și cât am putut eu de bine. Eu nu m-am gândit niciodată, eu nu mi-am făcut relații, de exemplu, în televiziune. Eu n-am avut, n-am știut să-mi fac relații. N-am, în sfârșit. O las de jos. Asta ar trebui să aibă. Am înțeles. Dar curiozitate, interes și cultură generală. Astea sunt chestiuni fără de care poți să fii nu poți să fii absolut deloc ziarist dacă nu te interesează nimic. Poți să, ca să pui microfonul, să spui... Să spun în cască, da. Vă pare rău că ați omorât-o? Da, ați văzut cum e. Pentru asta nu-ți trebuie nimic. Da, ai violat-o? Da, cum ai făcut? Da, te-ai enervat tare? Da, tare. De ce? Da, domnul Nikita, sunteți obsedat sexual? Și ăla să zică, da, mă. Pentru asta nu-ți trebuie nimic. Da, nimic. Nu, dar îi spune în cască. Deci, întrebări de astea nu poți să pui... Nu, nu îi spune în cască. Reporterului nu îi spune nimeni în cască. Ei se mai spun în cască, să știți. Reporterului, pe teren, cum să-i spună în cască? Nu. Cum să nu? Ăla din regie. Nu, reporterului se cere să vină cu ceva. No, asta nu, e altceva. Dar la televiziunile moderne îi se pune întrebarea în cască, când știi că ai conferință de presă, îi se vor întrebarea în cască. Asta e altceva, conferință de presă, dar ăla care așteaptă pe scări bine, și aleargă după criminal și zice, da, v-a enervat, dar de ce ați omorât-o? Dar vă pare rău? Nu îi spune ai nimeni. Ai omorât-o? De ce? Deci nu îi spune absolut nimeni nimic în cască. Da. Încoată, nu. Din potrivă, dacă ai puțin neuroni, ăia te incomodează să pui asemenea întrebări. Sincer. Da. Aici e o problemă. Da, dincolo de calitățile pe care trebuie să le aibă de bază un jurnalist, indiferente, eu cred că dumneavoastră vreau să ne spun și eu sunt de aceeași părere, cred că buna credință
Bine, acum, să înțelegi, fără nu, bună credință nu faci nimic nicăieri. Nu, 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 dar în presă. Doar în presă. Bună credință, nicăieri. Încă o dată, la mine se subscrie acelui interes de a face bine. Deci, asta e. Pentru mine sunt legate, n-am cum. Așa cum dacă m-ați întrebat ce ar trebui să, cum ar trebui să fie cineva care să fie politician, exact la fel. Tot așa, ar trebui să vrea să facă bine celorlalți în primul rând. Aveam multe întrebări să vă mai adresez. Din păcate, asta e. Trebuie să ne oprim. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult, domnule Hergeu, pentru că ați fost alături de noi și mai ales de telespectatorii noștri. Vă mulțumesc, prietenii, că ne-ați urmărit în această după-amiază de început de weekend. Ne vedem săptămâna viitoare la Sens Direct tot aici, marți, începând cu ora 17. Evident, dacă nu se întâmplă nimic deosebit în perioada de weekend, adică nu mai vedeți Loganul acela albastru care vine pe aici, care e de la DNA, înseamnă că lucrurile sunt liniștite, mergem la ștrand. O săptămână plăcută, un weekend liniștit.